Costoschi. Dezechilibrat acolo, Porter Troops se întoarce, pătrunde, scoate la 3 pentru Agafolov, 3 puncte. ...100 la 97. Craiova a avut șansa ultimei aruncări în timpul regulamentar. Acum trebuie să alerge după un dezavantaj de 3, aruncare slabă aici a lui Jamar Samuels. Costoschi trece acolo, este agățat. Scrie din prima liberă Costoschi, 4 puncte diferență. ...102 la 97. S-a scurs primul minut din această repriză suplimentară. Goran Martinic faultat. Nu și-a ales deloc momentul să rateze Martinic, un jucător de altfel cu un procentaj destul de bun la libere. Ratează și a doua aruncare Martinic. Rămâne însă în posesie Craiova. Martinic scoate și pătrunderea curajoasă acolo a lui Radu Vârnă, ratare. Doi jucători puternici aici, Samuels și Agafonov, ambii prin mingea. Este însă în continuare posesia Craiovei. Faultul asupra lui Martin Pasoia, șansa, două libere. Faultul lui Porter Troop. Rămâne un avantaj de două posesii pentru echipa argeșeană. Înscrie și din a doua, 102 la 99. Costoschi de unul singur, Costoschi vine pe recuperare, apoi Titus Nicoară. Două puncte extrem de importante pentru gazde. Titus Nicoară în stagiunea precedentă a egalat recordul all-time de recuperări ofensive într-un meci. Tot dintr-o recuperare ofensivă reușește să înscrie și aici. ...104 la 101. Iar Rami Hadar face o schimbare.
Bun aceste pase pentru Nutinen. Kostoschi cu doi adversari. Kostoschi, Samuels faultează. Martinici, Alexandrov, Pasoia, chemați la margine de Rami Hadar. Vin acolo și Ivan Șirișevici. La 105 la 101. Înscrie și a doua liberă Kostoschi, și el printre cei mai buni marcatori din această confruntare, 13 puncte. Goran Martinici scoate pentru Pasoia, Pierre Craioveni și pasă pentru finalizarea lui Vlad Corpodean, asistul lui Mati Nutinen. Piteșterii n-au mai avut acest avantaj din sfertul al doilea. Timeout cerut de oaspeți. E nevoie însă de ceva cu adevărat deosebit în jocul craiovenilor. Are timp pentru o revenire și echipa craioveană. Încă 3 minute din această repriză suplimentară, 7 puncte avantaj pentru argeșeni. Însă a reușit să mai evapore odată un avantaj chiar și mai mare echipa craioveană. Fault asupra lui Nemanja Alexandru. Jucător cu o statură impresionantă, dar în același timp foarte flexibil în astfel de dueluri. ...108 la 102. Nemanja Alexandrov reduce diferența la 5 puncte. Kostoschi încearcă să forțeze craiovenii pasele adversarilor. Titus Nicoară, ce frumos pivotează, este faultat. Titus Nicoară.
Înscrie și a doua liberă. Rămâne avantajul de 7 puncte. Și Rișcevic, pătrundere foarte frumoasă, dar ratare apoi incredibilă a lui Goran Martinici. Kostoschi scoate pentru Mati Nutine, nu, pentru Nicoară, care pierde acolo, faultat apoi Martin Pasoia. Intervenția lui Kostoschi. Evită însă totuși prin aceste faulturi cei de la Pitești eventualele aruncări de 3 puncte ale craiovenilor. Dar pentru asta Argeșul trebuie să fie productivă și pe atac. Lucru pe care l-a făcut până acum în această repriză suplimentară Kostoschi. Nu are unde să paseze în centru, Nutinen, Nicoară. 10 secunde de atac pentru argeșeni, aștepta, cred, acest foul de Kostoschi. A fost destul de precis până acum la libere. Al 14-lea punct reușit de Kostoschi. 6 din 7 reușite la libere. Recuperare ofensivă a lui Agafonov. 6 puncte și atacul acum pentru Argeș. 113 la 105. 1 minut și jumătate. Se grăbesc craiovenii. Le trebuie însă aruncări sau atacuri de 3 puncte celor de la Craiova. Forțează aici și nu obține nimic estonianul Martin Pasoia. Și dacă Argeșul va înscrie aici, cred că 10 puncte totuși nu mai pot fi recuperate. Faultat Corpodan. Înscrie 114 la 105. 3 posesii deja. Avantaj pentru echipa gazdă, care e foarte aproape să bifeze a treia victorie stagională la 3 puncte, să nu se încumete acolo Radu Vârnă. Goran Martinici, Supanou, faul jos. 4 secunde, 9 secunde, îmi cer scuze. E până la urmă. Sunt până la urmă, iată, 2 libere pentru Nemanja Alexandrov. 115 la 106. Scor de NBA deja în această confruntare. Craiova s-a obișnuit, spuneam, în acest sezon, în partida cu Timișoara, să înscrie mult. 8 puncte, cu un minut rămas de jucat. Ultimul timeout al acestei confruntări. Spuneam, în etapa următoare are un meci foarte interesant pe teren propriu Piteștiul, Sibiul.
Nu credeți că mai are cum să piardă victoria echipa gazdă. Kostoski, Agafonov, retrimite lui Kostoski. O greșeală aici a lui Matti Nutinen. Ar mai putea avea măcar două atacuri echipa craioveană, nu sunt însă suficiente. A ieșit între timp Nemanja Aleksandrov. Goran Martinic pătrunde și obține până la urmă două aruncări libere. Goran Martinic cu 23 de puncte în această partidă. Poate face 25, rămâne însă Porter Trupp, MVP-ul acestui meci cu 27 de puncte. ...115 la 108. Nicoară, greșește pasa, greșește pasa aici Nicoară. Vom avea ceva de dramatism dacă va reuși Craiova să înscrie aici pe acest atac. Trebuie însă să o facă destul de repede. Bine l-a primit Martinic, pătrunde, pasă la 3 și aruncarea reușită a lui Ivan Șirișcevici. 3 puncte și un fault rapid făcut de craioveni. Kostoski faultat. 33 de secunde rămase. Excepțional meci. Kostoski înscrie și face din nou avantaj de 4 puncte. ...117 la 112, sânge rece pentru Kostoski la libere în, în această repriză decisivă. Pătrunde și înscrie Banu. Acesta a fost momentul în care Craiova cred că a pierdut meciul. Kostoski faultat, încă două libere și apoi ultimul atac al Craiovei, care însă cred că va fi inutil. Start până la urmă foarte bun de sezon pentru argeșeni. Kostoski cu 19 puncte până acum, poate face 20 și el. Și face. Pătrunderea lui Martinic nu are însă pe unde să arunce. Încercare de 3, slabă însă aruncarea lui Nemanja Aleksandrov.
Și acesta a fost meciul de la Pitești cu o ultimă aruncare a lui Costoschi. 122-112. Superbă această execuție a lui Costoschi, cu care se încheie această partidă. Repede aici la Digi Sport 3 a început deja, de fapt vom da legătura la Verona, acolo unde se dispută partida dintre Hellas Verona și Inter. Mădălin Negoiță vă mulțumește pentru atenție, o seară cât mai frumoasă.